Astăzi vom vorbi din Psalmul 6, este un psalm al lui David, care scrie acest psalm într-o situație dificilă din viața sa. Această cântare o scrie având sentimente de tristețe, dar vom vedea pe parcurs în timp ce citim acest psalm. Doamne, nu mă pedepsi cu mânia ta, nu mă mustra cu urgia ta, ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc. Vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele, sufletul mi-e îngrozit de tot. Și Tu, Doamne, până când vei zăbovi să te înduri de mine? Întoarce-te, Doamne, izbăvește-mi sufletul, mântuiește-mă pentru îndurarea Ta, căci cel ce moare nu-și mai aduce aminte de Tine și cine te va lauda în locuința morților? Nu mai pot gemând, în fiecare noapte îmi stropesc așternutul și îmi scald patul în lacrimi. Mi s-a subt fața de întristare și a îmbătrânit din pricina tuturor celor ce mă prigonesc. Depărtați-vă de la mine, toți cei ce faceți răul, căci Domnul a auzit glasul plângerii mele, Domnul îmi ascultă cererile și Domnul îmi primește rugăciunea. Toți vrăjmașii mei vor fi acoperiți de rușine și cuprinși de spaimă. Într-o clipă vor da înapoi acoperiți de rușine. Vreau să privim în acest psalm și să vedem aici trei personaje, să le observăm, despre care vorbește David în această cântare, în acest psalm. Mai întâi de toate să observăm simțămintele, sentimentele lui David din acest psalm. Versetul 2 spune, mă ofilesc, tremură oasele. Versetul 3, sufletul mi-e îngrozit de tot. Versetul 6. Nu mai pot gemând. În fiecare noapte îmi stropesc așternutul și îmi scald patul în lacrimi. Versetul 7. Mi s-a subt fața de întristare. Am îmbătrânit. Deci, David scrie acest psalm într-o stare de durere, de tristețe, într-o stare de groază de tot ce se întâmplă în jurul lui. Aș spune că starea lui David este foarte asemănătoare cu ceea ce simt mulți oameni în ziua de azi. Oamenii sunt îngroziți, oamenii sunt speriați, oamenii tremură și mulți se ofilesc, plâng și sunt întristați. Mulți plâng, mulți sunt întristați. Deci situația în care se întâmplă întreaga omenire este o situație de tristețe și în toată situația în care ne aflăm acum, aș vrea să privim la exemplul lui David. Ce face David când trece printr-o situație asemănătoare? David era un om după inima lui Dumnezeu, un om al lui Dumnezeu și acțiunile lui ne vor inspira și ne vor arăta ce trebuie să facem fiecare dintre noi în astfel de situații. Uitați-vă în versetul 1. El, în astfel de situații, el se roagă lui Dumnezeu și spune, nu mă pedepsi cu mânia ta și nu mă mustra cu urgia ta. Deci, în toată situația în care ne aflăm acum, să privim la exemplul lui David și spunem, Doamne, nu mă pedepsi cu mânia ta. Să fim realiști. Epidemia și ciuma, am vorbit și în predica de duminică, Biblia ne spune că epidemia este o pedeapsă a lui Dumnezeu și întreaga omenire s-a îndepărtat de Dumnezeu și răul întregii omeniri a ajuns până la ceruri, cum spune Sfintele Scripturi, și Dumnezeu a pedepsit întreaga omenire prin această ciumă, prin această urgie. El mustră omenirea întreagă cu această urgie și David spune, nu mă pedepsi, Doamne! Nu mă pedepsi, nu mă mustra cu orgia ta. Este un exemplu pentru noi și în toată situația în care ne aflăm acum, este bine să ne îndreptăm către Dumnezeu și să spunem, Doamne, nu ne pedepsi. Îndură-te, Doamne, de omenirea noastră. Îndură-te de țara noastră. Nu ne mustra cu orgia ta. Îndepărtează această epidemie, această ciumă de la noi. Și este un exemplu foarte bun pentru fiecare dintre noi să ne rugăm cu aceste cuvinte lui Dumnezeu, să ne îndreptăm fața către Dumnezeu. Versetul 2, vedem, David spune, ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc. Este foarte bine să cerem, sau mai bine zis,
Este corect în această situație să apelăm la mila lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu este drept. Da, Dumnezeu pedepsește. Da, Dumnezeu mustră. Dar Dumnezeu este un Dumnezeu milos. Și David își îndreaptă privirea către Dumnezeu și spune: ai milă, Doamne. Ai milă. Ai milă, Doamne, și vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele. Adevărul este că numai Dumnezeu este Cel care poate da vindecare și treci și tu prin această boală, treci și tu prin această spaimă, treci și tu prin această durere, cere milă de la Dumnezeu. Cere vindecare de la Dumnezeu și spune: Doamne, ai milă, Doamne, vindecă-mă, Doamne, păzește-mă, Doamne, nu îți revărsa mustrarea și mânia peste noi, Doamne, iartă-mă. Versetul 3 ne arată că David apelează la îndurarea lui Dumnezeu. Atunci când sufletul lui este îngrozit, versetul 3, de tot îngrozit, zice, zice David, își îndreaptă privirea către Dumnezeu și spune: până când vei zăbovi în îndurarea ta să te înduri de mine? Faptul că poate ne rugăm și Dumnezeu încă nu răspunde, El zăbovește, nu că nu are un răspuns pentru tine, El zăbovește, așteaptă să vadă inima ta, așteaptă să vadă rugăciunea ta, așteaptă să vadă anumite schimbări în viața ta și vom vedea ce schimbări au, despre care schimbări vorbește David în acest psalm. Și zice, Dumnezeu este îndurător, Dumnezeu este îndurător, haideți să facem, să apelăm la îndurarea lui Dumnezeu, să facem rugăciuni apelând la îndurarea lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, îndură-te, ai milă de noi, vindecă-ne, Doamne. Versetul 4, David zice: întoarce-te, Doamne, izbăvește-mi sufletul, mântuiește-mă pentru îndurarea ta. Și uitați-vă, David cere aceste lucruri nu pentru meritele lui, nu pentru faptele lui, dar pentru îndurarea lui Dumnezeu și spune: întoarce-te, Doamne, izbăvește-mi sufletul. Și vreau să spun că Dumnezeu poate să mântuie, Dumnezeu poate să-ți vindece trupul, Dumnezeu poate să își reverse mila față de tine, dar mai mult ca atât, Dumnezeu îți poate izbăvi sufletul. Și asta e cea mai mare minune care o face Dumnezeu în viața unui om. Izbăvește sufletul și mântuiește viața omului de la moarte. Îl mântuiește pe om de la iad, îl salvează de la iad. Și își cere un om care își cere iertare de la Dumnezeu prin pocăință, se pocăiește în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu promite în cuvântul lui că prin credința în Domnul Iisus Hristos îi aduce izbăvire și salvare de la moarte, de la iadul veșnic și va fi în împărăția lui Dumnezeu, toți care cred în toată inima lui Hristos. De aceea, cere izbăvirea sufletului tău lui Dumnezeu și apelează la îndurarea lui Dumnezeu. Versetul 7, îl vedem pe David întristat și de atâta întristare, zice, ca și îmbătrânit. Și în tot acest context, versetul 8 ne-l prezintă acțiunile care le face David. Uitați-vă, versetul 8, depărtați-vă de la mine toți ce faceți răul. Deci în tot acest context, în toată această întristare, în toată această frică, în toată această groază, David ia o acțiune, face o acțiune foarte importantă care o așteaptă Dumnezeu de la orice om. El se îndepărtează de la rău, se îndepărtează de la tot ceea ce fac răul. Iată ce așteaptă Dumnezeu de la tine, dragul meu. Iată ce așteaptă Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Iată ce așteaptă Dumnezeu de la țara noastră. Să ne îndepărtăm de la rele, să ne îndepărtăm de la păcat, să ne îndepărtăm de toți acei care fac răul și să spunem: îndepărtați-vă de la mine toți ce faceți răul. Nu mai vreau să fac răul împreună cu voi. Nu mai vreau să păcătuiesc. Nu mai vreau să fiu în păcat. Și când faci acest lucru, când se întâmplă acest lucru în viața ta, când iei decizia să te îndepărtezi de la rău, versetul 8, a doua parte, versetul 8, spune David: Domnul a auzit glasul plângerii mele. Iată când ascultă Dumnezeu glasul plângerii, rugăciunea ta. Iată când ascultă Dumnezeu când te îndrepți către El. Iată până când zăbovește Dumnezeu și în momentul când te îndepărtezi de cel rău, te îndepărtezi de păcat, iei decizia să te separi de păcat, iei decizia să te separi de oamenii răi, Dumnezeu aude glasul plângerii
tale. Dumnezeu aude rugăciunea ta. Versetul 9. Domnul îmi ascultă cererile. Domnul îmi împlinește, îmi primește rugăciunea. Dumnezeu îți va asculta rugăciunea. Din momentul în care te îndepărtezi de păcat, din momentul în care te pocăiești, din momentul în care iei decizie să-L urmezi pe Dumnezeu și să te îndepărtezi de toate relele și de orice rău din viața ta și de cei care fac răul, Dumnezeu ascultă rugăciunea ta și primește rugăciunea ta. Dumnezeu va primi rugăciunea ta. De aceea primește acest exemplu și acest sfat din partea împăratului David. Îndepărtează-te de păcat, îndepărtează-te de oamenii care fac răul, îndepărtează-te de cei ce fac răul și rugăciunea îți va fi ascultată. Nu fi ca cei răi, nu fi ca cei răi. Versetul 7 spune, cei răi prigonesc, nu prigoni pe alții, nu vorbi de rău pe alții. Cei răi fac răul, versetul 8. Cei răi, versetul 10, sunt vrăjmași, ei vor fi acoperiți cu rușine, sunt cupriși de spaimă și într-o clipă vor da înapoi, acoperiți de rușine. Dumnezeu îi va pedepsi pe cei răi, de aceea alege să te îndepărtezi, să nu fii tu un rău, să te depărtezi de cei răi, să te depărtezi de păcat și apelează la Dumnezeu în rugăciunea ta. Dumnezeu ascultă rugăciunea, Dumnezeu mântuie, salvează în îndurarea Lui. Vino la Dumnezeu, cere îndurare de la Dumnezeu și apelează la mila Lui în toată situația dificilă în care te afli. Vino la Dumnezeu și El îți va răspunde.